Bună dimineața, fraților, ce mai faceți? Bine ați venit la un nou vlog. E o nouă zi de muncă. Pregătim să luăm trailerul. Dar până să luăm trailerul, vom face pregătirile matinale. Ia să băgăm noi cardul, sau mai bine zis, obiectul muncii cu care ne câștigăm pâinea. Așa că să nu ne intre chiar în ochi becul ăla. Bun venit! Bun, ultima extragere, ok, repaus până acum, nu, da. Așa, pauză, ok, până la și jumate, ok, pauză până la, trebuia să începem la 6, n-are nimic, rămâne așa. Bun, am băgat cardul, să dăm pe ciocănici, așa, să ne instalăm toate chestiile ce avem de instalat. Punem mâncare în frigider. Băi, astăzi, sincer să vă spun, nici nu știu ce curs am. Trebuie să mă uit acum pe foaie. Oricum, după cum se vede, am tot același camion, deci nu am Londra. Că dacă aș fi avut Londra, mi-ar fi schimbat camionul cu altul. Se pare săptămâna asta o face doar curse în afara Londrei. Mai am ceva? Să mai am o chestie. Cred. Nu? Da, asta. Cred că vom merge din nou în Birmingham. Așa, să prindem și phone holder-ul. Băi, abia aștept scăp de camionul ăsta. Are atâtea probleme. Nu grave, dar pe mine mă încurcă. Se oprește consola asta de aici. Se oprește așa deodată. Adică mă atenționează că intră în standby. Și eu dacă nu sunt atent și vorbesc la telefon și conduc, deodată văd că nu se mai aude și se închide. Nu știu care e problema. Oricum astea sunt niște camioane venite din altă parte. Niște camioane din partea de nord, unde au depozit și acolo, unde au flotă și acolo. Nu scale noastre, noastre sunt mai bune. Hehehe. Ce să vezi? Așa, spune și l-am încărcat, deși am baterie. Da, și noi puțin la vreo 23 de grade. Nu-i frig astăzi, sunt 6 grade, dar asta nu indică bine, dar sunt vreo 2 grade 3. Ok, ce mai e? Deci piesă. Punem și tom-tomul. Tom-tomul ăsta are acuș 4 ani de zile, vă băieți, bă, 4 ani de zile acușa. De fapt, stai, l-am luat în februarie, 4 ani de zile, da. În februarie 2018. Vine și un coleg. Deci de 4 ani de zile acest tom-tom arată ca nou. Funcționează la fel de încet ca în prima zi, deci nu pot să zic că are vreo problemă. Așa au funcționat dintotdeauna. Stă și leacă puțin parfum, nu mult că e nădușe. Poate o pereche de mănuși. Am mai multe, am și waterproof. Avem de tati. Ok. Pixul, mereu uit de el. Să l-am pe aici. Unde l-ai fi pus? E aici. Ceva în pixul. Fără pixul nu putem face nimic. Ok, ia să vedem. Momentul adevărului. Foile astea trebuie să le pun deoparte. Uitați puțin ce hal de map îmi dă. Ce hal de holder de asta îmi dă. Deci cum mă trimite la cules cartofi. Bun, 1, 2, 3, 4, 5. Deci am 5 chestii azi de făcut. Super, nu? O să bag ori la greu.
deși nu prea vreau, am eu un motiv al meu, care nu vreau să fac ore săptămâna asta. Dar când nu vrei, atunci îți dă. Știi cum să zici. Hai să completăm. Ok. Ce dată suntem azi? 19.01. Time 6. DK69 I. Bă, IPF sau IFP? IPF. IPF 218175. Bă, trailer nu știu, dar nici nu mă interesează acum. Asher, go, bla bla bla. Bla bla. Hai să verificăm camionul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Așa, 1, 2, 3, 4, 5, așa, 1, 2, 3, așa. Signature, pac, pac, țac, țac, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pac, pac, pac. Corect. Așa se verifică camionul în 2022. Ok, asta o punem aici. Ia uite ce e aici. Ia uite ce e aici, băi, băi. Bă, dar n-am nimica pe top deck, bă, este așa. 16160 e pe aici. O fi ăla? Probabil. Nu știu cum se face, dar eu cred că plec cu ultimul. Tilbury Tilseli Salehul. Dar n-am auzit în viața mea de unul dintre el. Ia, primul e Solihul. Salehul, ăsta mai fost la el. Acu ceva timp, mult timp. Soli. Îl avem aici, am salvat. Driver. La la. Așa, bun, asta o punem aici. Ce avem? Loose is in... Ce bă, ce pana mea scriește aici? Is stillage loose. Bă, ești nebun. Să mor când, dacă nu-mi spune, nu știam. Cât avem la următorul, deci 5 palezi și 2 cuști și loose. Așa, ia uite, asta e librarea. Asta e librarea, bă, băieți? Sigur. Aici unde stați de salvare, da, 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 gata, știu, mi-am adus aminte. Taiselei, Taiselei, ăsta nu știu. Dar asta n-am făcut niciodată. Să mă uit. Tilbury, ăsta cred că știu. Ia să vedem. Bă, aici e. Da, nu știu exact dacă e asta sau ăsta. În fine, o să-mi aduc aminte atunci. Bun. Cu asta am terminat, cu documentele am terminat. Așa. Hai să mergem să clupăm remorca. Care o fi, unde o fi? Mamă, dar ce să mai bălâng în scaunul ăsta, bă, băiatule. Bă, ce urăsc eu scaunele astea. Bine, tot eu mers cu el, știi? Asta e ciudat, că eu de obicei nu-mi pun scaunul să se bălângă-le. Să fie așa mai rigid. Să absorbe coloana mea toate șocurile. E drec. Ia să-l punem noi acolo, buză în buză. Buf! Ce-ai făcut, bă, nene, bă? Ai izbit camionul. Haide, Emil. Bă, pentru că e noapte afară și nu se vede nimica pe cameră, mă duc să cuplez trailerul, să fac ce mai e pe acolo, pe la birou de făcut, și cred că ne vedem aproape de descărcare. Da. Suntem în Solihull. Mai avem vreo 3 minute până la descărcare. Ne apropiem. Aproape s-a făcut zi. E 7:40. Suntem undeva în așa, că vă spun acum unde. În sudul Birminghamului. De mine, băi, de mine, cum ne ducem noi și facem prima descărcare de dimineață, așa. De săptămâna viitoare încep mai de dimineață. Am primit shifturile pe săptămâna viitoare. Între ora 3:30 și 4 și un sfert, cam așa am orele de început. Asta e bine.
că nu-i nici 2:30, încât să-mi stric somnul, nici 6 dimineața cum e acum, încât să nu pot face nicio oră de noapte. Acum aici la sensul ăsta giratoriu ne rotim. Ia să vedem, liber, liberté, fraternité, egalité. Sper că ăla nu face vreo manevră greșită. Bă, pe aici o fi oare? Nu mai știu, frate, n-am mai fost de mult la Salihul ăsta. Nu mi se pare cunoscut. Dar poate mă înșel eu. Uite, ăștia n-au strâns bradul încă. Nu știu dacă se vede acolo un brad, eh? Ce frumos, un brad mare în lângă, înconjurat de câțiva brazi mici. Da, bun. Ia să vedem. Da, am șters oglinzile înainte să plec. Bă, s-au făcut negri iar. Dar ce să le facem, asta e. Bă, pe aici, a? Pe aici, ia selcul, da, bă, da. Numai că trebuie să mă uit bine că ăștia mai e, a? Click and collect. Așa să vedem, a? Aici o fiore? God, aici ai, mă, nu? Păi de acolo, Gods in our. Dacă nu era, nu... Tot înainte, car park stânga, mă rog, dreapta. Ia, mă, să-mi aduc aminte, mă, alea, că puțin. Unii park, tu și acolo unul de la unii park. Aaaa, gata, bă, știu. Știu, da, știu aici. Aici îmi veneam pentru prima oară, aici mă băgam. Ia să mă trag eu aici în partea asta. Mă dau eu așa puțin să mă vadă indivizii ăștia. Da, mă, da. Cansonul meu leșinat. Da, aici e locația. Hai, revin când vin ăștia să dau cu spatele. Că trebuie să mă duc așa și să mă bag aici. Da, trebuie să o iau așa și să întorc. Nu, încă mai știu pe aici am mai fost, mi-aduc aminte. Trăgeam aici, băgam somn vreo 2 ore. Dar asta a fost chiar când am început să lucrez pentru ei. În acea perioadă, la început, acum vreo 2 ani. Nu că am ceva parcat pe stânga. N-am nimic. De mai aproape de gard. Teoria, am observat că e destul de mare poarta. Dacă nu-i, o să se audă poc. Aha. Dacă faci semn să mă opresc. Dacă să mă opri bordurică. Aha. That's okay? Yeah. Right at the back? Yeah. Yeah, that's alright, mate, that's fine. Da, mă duc să descarc și ne vedem după aia. Hai că ajungem și la următoarea descărcare. Suntem aici aproape de Taisley din Birmingham. M-au sunat de la firmă și m-au anunțat că s-a modificat puțin traseul. Adică fac descărcările pe care le am, apoi trebuia să mă duc să colectez din două locuri, bine, era unul lângă altul. E, și nu trebuie să mai colectez de acolo.
trebuie să colectez din din altă parte, din Hexton, de undeva. Asta într-un fel e bine că se mai prelungește puțin programul, deși și la cele două descărcări pierdeam ceva timp și acolo. Dar măcar scăp de Birmingham, că și ele erau undeva împanate, undeva prin Birmingham, pentru zonă. Au, uite aici trebuie să fac. Uite, bă, ce m-a luat prin surprindere. M-a luat prin surprindere mașina de poliție parcată acolo. Ok, bun. Deci, aici din câte mi-aduc aminte, trag eu aici, că ăsta de la Expo s-ar putea să aștepte chiar la... Mă duc să întreb. Mă duc să-l întreb pe moșu. Vreau să vă arăt cam cum ar trebui să fie manevra făcută, vedeți? Trebuie să ieși în stradă. Eu trebuie să merg mult mai mult de atâta. Numai dacă dau puțin înapoi. Că trebuie să vii cumva, pac, așa încolo, cam unde-i, cam pe unde-i mașina aia roșie. Și trebuie să dai cu spatele. Așa să dau leacă geamul jos. Trebuie să dai cu spatele din stradă, pe străduța aia lor îngustă acolo. Ei, nașpa că nu au niciun trafic un marshal, cum se zice, un să te ajute, să te oprească, pentru că așa e legal. Așa e normal, să oprească cineva traficul. Da. După ce termină ăla de descărcat, mă bag eu. Bă, o da Dumnezeu să iasă și ăsta de la descărcare. Băi, frate, dacă n-am stat o oră jumate aici în strada asta pe avarie. Ei, jale cu ei. Hai, coiță, ieși. Ei, ne omul ce vin are, că până la urmă proștii ăia care descarcă-s. Ia să vedem noi cum blocăm noi traficul. Trebuie să mă bag așa. Ies tare încolo. Și să mă apuc din făcut manevra. Trebuie să am grijă să nu bulesc ceva pe aici. Am o mașină de gunoi acolo pusă. Mai am și pe partea asta. E, hai că ies. Acum trebuie să trag ceva mai tare. Sper să nu mă încurce ăsta. Ăștia m-au înțeles, pot. Așa. Vedem ambele. Ambi stâlpi ai porții. Ducem așa puțin aici. Op. Băgăm puțin mai aproape de rob. Trece? Hai că trece. Trece și pe acolo. Să ne dăm hăița. Lăsăm puțin să curgă în partea aia. Hop. Bun. Dăm puțin în față. Că ne-am apropiat prea tare de partea aia. Și mie că o să mă oblige să... Vă fi obligat să trag de volan. Și nu pot din cauza că sunt prea aproape.
Așa. Op. Lasă așa. Să ținem ușor. Deci, bă, dar ce îngust e, bă, băiat. Op, prea tare. Gata. Suntem pe drumul cel bun. Și de acum drept. Face la semn. Dau aproape de mine. De partea aia. Aici cred că nu se poate descărca decât cu... A? În ce zicem? Ăla. E bun așa oare? That's okay, mate! It's ok? Da. Nasolix, într-un fel. Da, asta e. Bun. Terminat și aici. Bă, urâtă locație aici. Deci încă e așa cum e înghesuit. Te trebuie să dai cu spatele din stradă. Mai era și un van parcat pe aici undeva. Trebuia să mai am și grija lui. Da. Mergem la următorul, la Tileburn. Thank you, mate. Hai pa, hai să-i tir, căcatul dracu. Bun. Am ieșit de aici, ne ducem spre următoarea descărcare. Hai, ne vedem pe aproape. Păi, și ne apropiem și de ultima descărcare. În calea norocul să le mănânci. Aici suntem în lângă M6. În partea dreaptă M6. Aici probabil cine mai face cursele să cunoaște clădirea asta Dunlop. Ia uite că se îngustează banda fără să fiu anunțat. Păi nu știu câte am aici, dar am stat la ultima descărcare de am făcut păr alb în cap. Sper să se miște repede ăștia de aici. Că mi-e o foame și vreau să mănânc după aia liniștit. Bine, nu că aș fi terminat ziua, că trebuie să merg și la Hexton să fac colecția. Dar câte? 11. Am început la 6. Dai seama că dacă m-aș duce acum, adică, hai, că într-o oră termin și descărcarea asta, se face 12 jumate. Mă duc la firmă, ajung la 1 jumate, 2 jumate. Hai. Ce să faci? Cu 6-7 ore. Trebuie ore ca lumea. 10, 11, 12. Să simți că e șofer de camion în Anglia, că altfel nu se simte nimic. Ambulanța. Păi dacă unde merg acum e o stație de ambulanțe. Din câte mi-aduc aminte, dar sigur asta e. De ce? Cred că e fabrica de la Jaguar. Ia uite, bă. Da. Interesting. Păi ajung acasă, băi, ce să fac eu? Trebuie să-mi iau un televizor, un Smart TV, să-mi pun și eu canale românești. Să nu mă mai plictisesc așa, că de laptop m-am plictisit. Am zis că îmi comand niște jocuri, ceva, să mă mai joc. Că m-am săturat de Counter-Strike și pe Netflix nu prea mai am ce vedea. Bă, cum am nimerit eu iară pe rutile astea? De altfel nu sunt chiar urâte. Mai ales că sunt și noi pentru mine, la modul că nu le-am mai făcut de mult. De Londra sătul. De Londra sătul, bă, nenicule. Uite aici, după pod, imediat fac stânga. Ăla cu camionul, nu se bagă pe ce bun. Că-l subrumam. Uite aici, ia Selco, Volvo, Aldi, McDonald's. Au, are McDonald's. Eu vreau la Subway. Bă, pe aici, stai așa, să nu facem o greșeală. Da, pe aici. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Pe aici, pe aici, pe aici. Da, pe aici. Cred, sper, da mă, că mi-aduc aminte că era Volvo în dreapta. Oricum trebuie să o bag de stradă, dar nu e așa de circulată strada asta, că în capăt se închide.
Așa că, în teorie, ar trebui să mă facă repede. Văd că nu mai e niciun mașină, niciun camion la încărcat. Hai să lăsăm la că le dau niște claxoane la ăștia. Hai. Hai că trebuie să mă bag așa și să dau cu spatele. Dar nu s-ar mișca mai repede asta cu ambulanța, bă, băiatule. Băitani, brătani. Ce zice? What up, doc? Să parchez? Dar de ce să parchez, bă, nenicule? Ia să o băgăm noi aici cu spatele frumosel. Bă, ne-a dus prea tare. Nu-i nimic. Bine să ai de unde decât să nu ai. Să mă bag prea tare încolo. Că se termină strădița. Acum pot să o rup tare, e? Hai ble. Hai ble. Am luat-o cam la șpateu. Hop. Trebuie să mă redresez. Să mă redresez. Trebuie să ne redresăm, boss. Că uite unde-i locul. Hai, vedem, poate ne lasă așa, să nu ne mai... Ha? Am plecat și de la ultima descărcare de la Tilburn. Ne îndreptăm spre... Hexstone. Avem o oră de mers aproape. Hai că vine cu viteză, băiatul. Hai, băiatul. N-ai ce să te unzi, te bași, frate. N-ai cum. N-ai cum. Bă, urâtă-i aici. Hai, bă, băiatul. Ăla-o plecat prin spatele meu. Aha. Aha. Hai că prinde. Prinde, manu, prinde, chiar dacă e ud pe jos. Da, ne ducem cu toată viteza și anume acolo să încărcăm ce avem de încărcat. Și apoi că și că. Și s-a mai dus o zi din calendar. Da, ne vedem acolo. Bă, am ajuns și la colectare. Mă duc să nu se desfac prelata. După cum se vede, ăștia sunt paleții mei. Am 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cred că sunt ăștia. Nu cred că sunt alții. Așa. Hai să desfacem prelata. Încărcăm ăștia, îi punem aici jos. Oricum sus nu am loc. Nu am loc pentru că harnici ăștia de la depozit au uitat să-mi descarce deșeurile de sus, retururile. Și nu mi-a rămas decât jos, liber. Dar dacă sunt numai ăia de acolo, numai paletele de acolo, ar trebui să-mi încapă. Vedem acum. Auzi, cine a prelat, bă, băiatule. Luam o bucată de carton în colțul ăla, când ne-o încărcat.
ăla azi. Ceva sus. A rămas cartonul acolo, iată. Așa. Ia să vedem cât loc am ar fi aici. Ar mai fi ceva loc. Ia să... Ia să tragem mai tare, să mai găsim și acolo să eliberăm. Poate să-mi pună și acolo vreo doi paleți. Atât. Să facem astea. Hă? Băi, nu le mai desfac, dacă chiar are nevoie, desfac. Că mi se desfac cuștile după aia. Și nu prea am chef să mă urc în el. Și mai degrabă îl las așa. Și dacă cumva nu îi ajunge locul, o să mă urc. Da. Cam asta e. Stiligiul ăsta o să-l împingă. Ei, pregătit, nu are decât să mă încarce. Când e gata, vom vedea cum ne-a încărcat. Bă, dar ce baterii și ce șmen de GoPro. Bă, am fost și am închis prelata, eu credeam că filmez, vorbeam acolo, vă explicam acolo despre paleți. Despre încărcătură, despre ce s-a întâmplat. Când am ajuns în cabină, ce să vezi? GoPro închis. Îmi face figură o baterie sau nu știu ce exact. Că eu... Normal, când apeși pe butonul ăla roșu, pornește automat înregistrarea. Nu mai stau să verific dacă chiar înregistrează sau nu. Da, în fine. Am încărcat vreo 20 ceva de paleți. Au fost mici discuții că să dau așa mai jos. Ei vreau să-mi dea 43 de paleți, adică să-mi pună câte 2 unul peste altul. Dar dacă era să iau așa, trebuia să le pun chingi, strapuri. Și eu nu aveam chingi la mine, nu aveam unde ajuns. Și atunci am sunat la firmă și la firmă mi-a zis clar, băi, nu poți să iei dacă n-ai chingi, ia să pună câte unul, nu câte două unul peste altul, să pună single. E, și când le-am zis la ăștia de la firmă, unde am colectat, ei au zis că ori totul ori nimic, știi, ca la poker. Totul sau nimic. Bă, când i-am văzut așa tranșanț în decizie, i-am sunat de la firmă și le-am zis. Mă rog, și au discutat la nivel de șefi. Și până la urmă am rămas la concluzia să-mi pună single și să vin mâine să iau restul. Adică single să-mi pune câte un palet, nu câte doi, unul peste altul. Și mâine să vin să iau pe restul, dar tot în același timp m-au sunat și de la firmă și mi-au zis că mâine la ce descărcări o să am, să nu colectez nimic, niciun retur, nimica. Și să vin aici cu trailerul gol, probabil și sus și jos. Că și podeaua de sus la mine era plină, pentru că ăștia șmecheri de la depozit nu au avut chef să mă descarce. Probabil că s-au luat așa puțin de ei. De asta noi n-am putut să-mi pun prea mult. Și ca mâine să vin să iau tot. 43 de paleți minus 20, că am acum 23 și cu ce să mai adună, probabil tot vreo 43. Asta înseamnă că trebuie să-mi pună și pe podeaua de sus, sau dacă iau chingi, strapuri la mine, să-mi pună doi unul peste altul. O să văd mâine cum o să fac. Da, îmi pare rău că n-o filmat acolo când am închis prelata să vă arăt cum a fost încărcat paleții. Asta e, ne mai face feste și tehnologia, adică GoPro în cazul meu. Op. Scuze, da, te-am văzut, îmi pare rău. Așa. Cam ăsta e track vlogul pe azi.
Mulțumesc că mă vizionați, că mă vizualizați. Dați like, dați subscribe. O să încerc să postez săptămânal câte un truck vlog, printre care și câte un ATV vlog. Da, eu sunt Alex. Și ce să vă zic, drumuri bune, colegi. Și aveți grijă de voi.